Îngerii sunt o invenție, între ghilimele, minunată a lui Dumnezeu. Că nu știu ce ne-am face, vorba lui Pleșu fără îngeri. Ne acoperă de foarte multe rele. Ei ne acoperă cu aripile, așa, ne pitesc să nu ne vadă rău. În general, în ceea ce fac, încerc să exprim o mulțumire către Dumnezeu pentru că a făcut ceea ce a făcut. Deci când fac florile, mulțumesc Dumnezeu că le-a făcut așa de frumoase, când fac peisajul tot la fel. Dumnezeu a făcut toate lucrurile astea ca să trăim în armonie și în frumusețe. Fiecare lucrare te exprimă pe tine, indiferent de motiv și în legătură cu motiv. Adică e o legătură foarte ciudată, pe care nu știu cine o stabilește. În orice caz, cred că nu artistul până la urmă o stabilește, ci altcineva. Dragi prieteni, bună dimineața! La scurt timp după evenimentele din 89, mergeam spre Timișoara să văd grupul statuar al Sfântului Gheorghe, realizat de Silvia Radu. Astăzi, după un sfert de veac, am invitat-o la mic dejun pe artista Silvia Radu. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și vă mulțumesc foarte mult că îmi dați curaj că ați văzut acel monument la care eu n-am niciun fel de participare, decât că știu că e semnat Silvia Radu, dar nu știu de cine l-a salvat, că e falsă semnătura. Abia aștept să povestim despre asta. Cred că exact la începutul anului 1995, când am plecat cu un grup de tineri din București. Pentru noi, ceea ce se întâmplase la Revoluția Română era încă foarte proaspăt, ca un fel de minune care abia se încheiase, și atunci am ținut foarte mult să mergem împreună, să vedem acest grup statuar care ni s-a părut tuturor cel mai frumos din România post-decembristă. Abia aștept să vorbim. Știți ce? Bună dimineața! Bună dimineața! Cu ce ne tentați astăzi? O cafea, un ceai, o limonadă, Eu aș vrea un cappuccino ca de obicei, da. Și un croissant. Cu ciocolată? Cu ciocolată să fie. Okay. Aș vrea o cafea. Nu vreți și o limonadă sau un fresh de portocale? Un fresh de portocale, da. Și mie de asemenea. Mulțumim. Da. Mulțumim. Să începem așadar cu acest sfânt tânăr. Așa l-am văzut. A fost o surpriză pentru noi. Ne așteptam la cu totul altceva și dintr-o dată am găsit un bronz rezonant, pur și simplu rezonant, în această piațetă minunată de altfel, îngrijată de clădirile alea frumoase, foarte. Așa. Eu am fost uimită de ce frumos e locul, cât de frumos l-a primit. Am să vă povestesc ceva. Încep cu o minune. Vreți să încep cu o minune? Da, sigur. Deci era ziua sfințirii statuii. Da. Și mi s-a spus că era, eu am ales să fie ziua sfințirii statuii de Sfântul Iosif de la Partoș. Și mi s-a spus că nu poate să vină mitropolitul, pentru că sunt eu de la Partoș și aveam un safir din toată țara. Și zic, ce mă fac? M-am dus la biserică și i-am trimis un bilet și am spus: Părinte mitropolit, Sfântul Nicolae m-a ajutat foarte mult la Sfânt, să fac statuia Sfântului Gheorghe. Poate veniți totuși.